Bună ziua tuturor! Bine ați venit la o nouă lecție virtuală. Mă numesc Palan Deana. Deci, astăzi vom studia glandele endocrine și hormonii, anume tiroida și tiroxina, glandele suprarenale și adrenalina și noradrenalina. Astăzi vom enumera, în baza subiectului abordat, glandele tiroidă și suprarenale. Vom estima, din informația expusă, funcțiile hormonilor, tiroidei și suprarenalelor. Și, desigur, vom deduce din subiectul lecției consecințele hipo- și hipersecreției acestor glande, propunând măsuri de igienă. Dar, pentru început, să vedem ce reprezintă glanda tiroidă. Deci, să o caracterizăm. Tiroida este un organ impar și median. Este situat în regiunea anterioară și inferioară a gâtului, înaintea și pe laturile conductului laringotracheal. Are forma literei H. Este formată din doi lobi dispuși vertical, legați între ei printr-un istm. Glanda tiroidă produce hormoni care circulă în sânge și care reglează modul în care celulele transformă substanțele nutritive în energie pentru ca organismul să funcționeze normal. Hormonii principali ai glandei tiroide sunt tiroxina, triiodotironina și hormonul calcitonina. Hormonii tiroidieni reglează metabolismul energetic, procesele de creștere, diferențiere și dezvoltare, stimulează activitatea sistemului nervos central, stimulează maturitatea sexuală, activitatea glandelor mamare, suprarenale și a celor sexuale. Calcitonina reduce nivelul de calciu din sânge, intensifică depozitarea acestui element în țesutul osos. Care este rolul ei, adică a glandei tiroide? La ce poate duce disfuncția ei? Desigur, la anumite maladii tiroidiene, cauzate de hipo sau de hipertiroidism, cum ar fi cretinismul la copii, mixedemul sau boala Bazedov. Hipotiroidismul apare atunci când glanda tiroidă nu produce suficienți hormoni și este deficit de iod sau exces de iod în organism. Pericolul de a dezvolta hipotiroidism crește odată cu vârsta, iar femeile cu vârsta de peste 40 de ani au cel mai mare risc. Hipertiroidismul poate fi cauzat de infecțiile virale, noduli tiroidieni sau adenomă hipofizară, tumori ale testiculelor sau ovarelor. Care este profilaxia acestor boli? În cazul hipotiroidismului, se va adopta o dietă sănătoasă, care să asigure organismului aportul zilnic necesar de iod. Dacă se consumă sare iodată, e mai mult decât suficient. Se va practica sportul în mod regulat. Se va evita expunerea la stres și supraoboseală. Se va face controle medicale periodice. În cazul hipertiroidismului, administrarea substanțelor antitiroidiene se va face. Tratament cu iod radioactiv sau chiar tratament chirurgical ce constă în scoaterea unei porțiuni din tiroidă sau totală. Acum să analizăm glandele suprarenale, care sunt glande perechi, sunt localizate deasupra rinichilor și au o formă piramidală. Fiecare glandă suprarenală are două regiuni, una externă și alta internă. Masa suprarenalelor este de circa 12-13 grame. Pregătește organismul pentru luptă sau fugă în situații de stres, emoții, frică, producându-se o cantitate mai mare de hormon. Principalii hormoni care îi secretă sunt adrenalina și noradrenalina. În situații extreme, adică stresul emoțional sau fizic, acești hormoni se produc în cantități mai mari, ceea ce provoacă modificarea rapidă a tuturor funcțiilor fiziologice orientate la sporirea capacității de muncă a organismului. Adrenalina are acțiune predominant metabolică, influențând metabolismul glucidic, producând hiperglicemie.
determină asupra sistemului cardiovascular creșterea tensiunii arteriale și accelerează contracțiile cardiace. Noradrenalina contribuie la menținerea tonusului vaselor sanguine și stimulează descompunerea lipidelor, adică a grăsimilor. Adrenalina și noradrenalina influențează numeroase efecte care pregătesc organismul pentru efort, pericol, emoții sau stres. Cum ar fi tahicardia și intensificarea respirației sau vasodilatarea în mușchi și creier, vasoconstricția în celelalte organe, contracția splinei, contracția ficatului, transpirație, pielea de găină, adică are loc contracția mușchilor firelor de păr, mărirea pupilei în lumină slabă și pentru vedere la distanță, inhibarea digestiei și a micțiunii, adică a urinării, răspunsul de apărare, luptă sau fugă. O serie de factori de risc cresc posibilitatea de a dezvolta disfuncții endocrine, factorii de mediu sau o dietă dezechilibrată, istoria medicală personală de boli autoimune, viața sedentară, intervențiile chirurgicale recente, traumatisme, infecții sau leziuni grave, factorii genetici, cum ar fi istoricul familial în tulburări endocrine, valori crescute ale colesterolului, sarcina, creșterea sau prezența unei tumori la nivelul glandei. În cazul hipersecreției glandelor suprarenale, organismul produce prea mult hormon și poate provoca sindromul Cushing. Sindromul Cushing poate apărea în rezultatul întrebuințării medicamentelor orale din clasa corticosteroizilor sau organismul produce prea mult cortizol. În cazul hiposecreției, când glandele endocrine nu produc destul hormon, poate provoca boala Addison, adică apar probleme la nivelul sistemului imunitar care începe să atace stratul exterior al glandelor suprarenale. Păstrează echilibrul hormonal. În continuare, îți propun o serie de măsuri de igienă a suprarenalelor. Trebuie de acordat o atenție deosebită alimentației. Nu trebuie de ignorat depresia, de renunțat la fumat, de renunțat la consumul de alcool, de urmat un tratament prescris de medic. Dacă apar simptome, trebuie de efectuat un control medical. Și câteva sugestii. În anumite părți ale lumii, solul este scăzut în iod, iar oamenii care mănâncă preponderent produse locale au un risc ridicat de lipsă de iod. În alte părți ale lumii, cum ar fi în Japonia, oamenii au un aport ridicat de iod încă de la începutul vieții și ei par să tolereze acel nivel înalt. Deci, planifică-ți acțiuni de menținere a sănătății. Vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi și de cei din jur.